Amin. Spune Icosul Acatistului, bucură-te, cruce, ușa tainelor. Iar Apostolul Pavel spune, nu este mai lăudat decât în crucea Domnului, pentru cei ce pierd este nebunie, pentru cei ce se mântuiesc, este arma tăriei, puterea și înțelepciunea. Iată toată învățătura despre Sfânta Cruce. Evanghelia de astăzi este o evanghelie formată doar din 4 versete în care Mântuitorul Iisus Hristos și Evanghelistul Ioan cred că n-au vrut să relateze altceva decât semnele parusiei, care nu sunt altceva decât venirea Mântuitorului pe pământ, ridicarea omului din păcat, suirea din nou la cer prin înălțare și revenirea din nou pe pământ pentru a-și lua pe aleșii săi, pe drepții săi sau pe cei ce vor fi fiii veacului ce va să fie însemnați, cum spune prorocul David, însemnați să peste noi lumina feții tale, Doamne, data-i semn celor ce se tem de tine de la fața arcului să fugă și în final sau în special, ca să spunem așa, pomul vieții din mijlocul raiului, adică acel al vieții veșnice, nu este altceva decât crucea spirituală sau crucea jertfei prin iubire și prin pătimire, prin care omul se îndumnezește după dar în legătura cu Iisus Hristos. Și cum spune pe domnește, consubstanțialitate, adică amestecarea una în cealaltă, dar cum? Unite, neamestecate, una fiind esență, una fiind materie sau senzație. Și luăm primul verset. Și nimeni nu s-a suit în cer. Cum nu s-au suit în cer? Unde zboară păsările cerului? Unde merg norii? Unde... Nu este vorba de cerul sau de eterul pe care noi îl pipăim și îl vedem cu ochii simțuali. Aceasta este tăria. Cerul ne spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. De ce spun cerurile slava lui Dumnezeu? Ce sunt îngerii? Sunt mesagerii lui Dumnezeu care poartă comunicațiile sau legăturile între oameni și Dumnezeu. Ce sunt ierarhiile cerești? Sunt acele legiuni de cete îngerești sau armata cea cerească de care Dumnezeu se folosește în planurile sale. Cu cine s-a luptat Iacov în Vechiul Testament? Cu îngerul. Cine a dărâmat cetatea Ierihonului? Îngerul. Cine a venit la Agar în pustie când era cu Ismail, fiul lui Avram, cel din slujnică? Îngerul. Cine i-a trecut prin Marea Roșie cu stâlp de foc și noaptea în lumină și în nor luminos? Îngerul. Și așa mai departe, cine a venit în chip de 3 îngeri la stejarul Mamrei? Îngerul. Deci iată cine s-a suit în cer. Deci nimeni nu s-a suit în cer. Și spune mai departe în Faptele Apostolilor, cunosc un om răpit în cer, la al treilea cer, deci iată înseamnă că sigur sunt mai multe, inedit și spune el clar, nu știu dacă în trup sau afară de trup. Și de ce am folosit acest pasaj? Am vrut să ne oprim cu precădere la Evanghelia de astăzi a face 3 referiri de bază. În primul rând, Evanghelia de astăzi se bazează concret pe 3 lucruri. Necinstirea Sfintei Cruci. Și ce înseamnă necinstirea Sfintei Cruci? Nu faptul că o negă sectare, asta e egal cu zero. Dumnezeu crește sau nu sporește sau nu scade în intensitatea puterilor divine sau energiilor necreate prin faptul că îl laudă sau nu îl laudă sectare. Aia puțin mai contează. Și spune acolo în dogmatică, zice, dumnezeirea Tatălui sau dumnezeirea, deci puterea dumnezească a lui Dumnezeu Tatăl sau Iahve, cum îi spune în Vechiul Testament, n-a fost contestat niciodată. Și dumnezeirea Fiului este pusă totdeauna în context și astfel au apărut ereziile cele sinodale, deci din timpul celor 7 sinoade ecumenice sau ereziile cristologice și apoi ele au continuat până astăzi sub manifestarea iehoviștilor, baptiștilor, penticostalilor și toate celelalte răgălii ale societății care vin să perturbe biserica. Ei, ținând cont de acest lucru, eu vreau să mă opresc la ce? La necinstirea Sfintei Cruci. Necinstirea Sfintei Cruci este tocmai semnul cu care noi creștinii ne închinăm de fiecare dată și unii fie că îl facem cum trebuie, alții fie că ne scărpinăm pe burtă, alții fie că ne scărpinăm la grumaș sau ne încăutăm nasturile dacă este încheiat. Deci asta este primul semn de necinstire al Sfintei Cruci. Un al doilea semn de necinstire al Sfintei Cruci este faptul că nu avem încrederea când ne însemnăm cu Sfânta Cruce. Și când spun lucrul acesta, mă refer la ceva din finalul Evangheliei. Și că n-a fost trimis Fiul Său să judece lumea, ci să o mântuiască, dar lumea să creadă în El. Deci iată, când eu fac semnul Sfintei Cruci, la ce mă refer? Mă refer la dumnezeirea lui Iisus Hristos. Când eu fac semnul Sfintei Cruci, la ce mă refer? La jertfa Golgotei. Când fac semnul Sfintei Cruci, la ce mă refer? La mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii.
Când fac semnul Sfintei Cruci, la ce mă refer? Iată lumina lumii, într-o lumina ta vom vedea lumină, spune Slavoslovia. Când fac semnul Sfintei Cruci, la ce mă refer? Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și de ce spun lucrul acesta? N-a stat omul pe cruce, ci Fiul omului. N-a stat omul pe cruce, ci a stat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut, iar nu făcut. Spune simbolul credinței, care pentru noi, oamenii și a noastră mântuire, s-a pogorât din cer și s-a înălțat la cer a treia zi după Scripturi. Iată Evanghelia de astăzi. Și spune primul verset. Nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel ce s-a coborât din cer. Nu-i clar că e vorba despre simbolul credinței întărit pe șapte sinoade, clar ca bună ziua. Deci nimeni nu poate contesta Fiul omului care este în cer. Deci el s-a suit, el s-a coborât. Mai departe, necinstirea Sfintei Cruci. De ce mă refer la acest lucru? Ca să vedeți câtă slăbiciune sufletească în noi atunci când ne poticnim de broasca cusută, de ața de la ușă și, cum vă spuneam de altă dată, de toate părerile acelea pline de farmice, în care omul, deși are aghiazma în casă sau crucea sau icoana sau candela, aleargă disperat la biserică ca o oaie capie și începe să spune tot ce a văzut el pe la ușa lui și pe la casa lui, făcând în disperare un pomelnic: părinte, știu sigur că mi-a turnat vrăj. Nu ți-a turnat vrăj. Lipsa de caracter, lipsa de credință, lipsa de cultură religioasă, lipsa de tărie sufletească și lipsa de omniprezența lui Dumnezeu în tine. Și spune prorocul David în psalm: nu va da Dumnezeu toiag păcătoșilor să lovească în soarta drepților. Pune o virgulă și un punct și spune mai departe: dar drepții să nu-și întindă mâinile la fără de legile lor. Deci la ce fără de legile lor? Nu a lor însuși, a celor păcătoși. Să nu fur ca cel rău, să nu înjur ca cel rău, să nu fumez ca cel rău, să nu beau ca cel rău, să nu curvesc ca cel rău. Și atunci Dumnezeu, chiar când un păcătos se răzvrătește asupra mea, îl biruiește. De ce îl biruiește? M-au înconjurat ca albinele fagul și în numele Domnului am înfrânt pe ei. M-au povârnit să cad și Domnul m-a sprijinit. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Apostolul Pavel, dacă cineva e mai tare decât el, să se lupte cu dânsul. Și trecem la alt lucru, la necinstirea Sfintei Cruci. O purteam pe piept, în poșețică, la mormânt, pe biserică, pe cartea de rugăciune, în casă și totuși, și totuși ne temem de Satana. Iată necinstirea Sfintei Cruci. Iată lipsa de credință, de ce spune Mântuitorul: și pe cei ce crede îi va mântui, iată lipsa de credință cu arma lângă tine. Ești de planton în post, vine dușmanul la tine, n-ai decât să atragi trăgaciul și să-l pocnești în frunte cu glontele credinței și el să cadă. Iar tu, cu crucea în mână, tremuri ca o mămăligă. Deci iată lipsa de necinstire a Sfintei Cruci. Și de ce vă spun lucrul acesta? Clar ca bună ziua. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta o ai dat nouă. Să cutremură și să înfricoșează căuta spre puterea ei, că morții a sculat și iadul a surpat. De aceea ne închinăm îngropării și învierii tale. S-a îngropat, s-a coborât din cer și învierii tale s-a suit la cer. Ura! Deci vedeți ce frumos și scurt, în trei cuvinte, despre puterea și necinstirea Sfintei Cruci din inima și din viața noastră. Și trecem la al doilea verset. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuia să se înalțe Fiul omului. Aici problema este puțin dogmatică și puțin istorică. Știm prea bine din Vechiul Testament că atunci când au intrat în pustie izraeliții, au început să apară șerpi și să-i mănânce. Iar Aron, cu ceata preoțească, deci a venit și a întrebat: ce face Moise? Și a spus, deci imediat prin semn Dumnezeu, puneți un stâlp, deci a pus un fel de bârnă de butuc în picioare, a bătut pe ea un șarpe și a spus: toți care se vor uita la acest șarpe, deci era un șarpe de aramă, nu vor mai muri. De ce nu vor mai muri? Șarpele, în primul rând, de înțelepciunea, iar acea verticalitate arăta că omul trebuie să ridice de jos în sus. Și de ce nu era pus și lateralul stâlpului? Nu era pus fiindcă nu-i venise iubirea lui Dumnezeu ca oamenii să știe că iubirea lui Dumnezeu e de la miază zi la miază noapte sau de la răsărit la apus. Așa spune. Și judecata, ce, zice, și dreptatea lui ca cerul de pământ sau ca miază zi de miază noapte. Deci noi nu știm exact
Deci nu se știa în vremea aceea exact dragostea lui Dumnezeu, dar se știa că spre Dumnezeu se merge în sus. Iar plinătatea șarpelui nehuștean arată și plinătatea Dumnezeirii. N-a venit gol, ci a venit plin. Plin de iubire, plin de dreptate, plin de milă, plin de adevăr, plin de atribute divine, pe care omul le-a cunoscut din lucrările lui Dumnezeu. Și mergem mai departe și spunem, de ce s-a înălțat Fiul omului? S-a înălțat pentru o problemă. În clipa când s-a zămislit din Fecioara Maria, s-a împlinit cuvântul Scripturii. Femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Iată, iar ne izbim de șarpe. Deci a șarpelui celui viclean. Deci șarpele cel care este satana și ispitește mai viclean decât șarpele înțelepciunii minții omenești, care știe să se ferească de satana. După ce l-a biruit, deci pe acest șarpe și femeia i-a zdrobit capul, deci Fecioara Maria l-a născut pe Iisus Hristos din sângerile ei, numai înainte de toți vecii, ci sub ani, deci sub ani, deci era în istorie intrat, iată de aici începe istoria Dumnezeirii pe pământ, și în clipa aceea, satana s-a izbit de o realitate nouă. Nu s-a mai izbit de om, ci de Fiul omului. S-a izbit de ce? S-a izbit de fapt de întreaga esență a Dumnezeu deșertată pe pământ, pe care satana nu înțelegea ce caută în chip material. Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul și Simeon, noul teolog, spun așa, dacă satana ar fi știut că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și că nu este om, nu l-ar fi ispitit, că n-ar fi pierdut iadul, ar fi rămas veșnic iadul plin de păcătoși și de oameni prinși de mreaja păcatului din Vechiul Testament. Dar satana l-a ispitit pe Iisus Hristos cum ne ispitește pe noi. A venit și cu foame, a venit și cu setea și cu mândria și cu toate celelalte. Dar fiind desăvârșit, le-a biruit. Deci om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. N-a fost desăvârșit prin Dumnezeire, ci prin ascultare. Așa au fost mucenicii, dacă cineva contestă. Și mergem mai departe. De ce s-a suit la cer? Luând firea noastră și amestecându-se cu ea. Deci făcându-se o singură, deci făcându-se o singură persoană între aceste voințe și în aceste două voi și două firi, deci una dumnezeiască și una omenească, l-a luat pe om cum ar fi de cap și l-a dus în dreapta lui Dumnezeu și a pus sufletul nostru nemuritor spurcat de satana prin păcatul primordial, l-a pus de-a dreapta lui Dumnezeu. Și trupul ia de acum putere înduhovnicită. Deci un suflet mântuit, un suflet mântuit este în Dumnezeu după dar și nu după ființă. Deci asta vine Dumnezeu să facă prin suirea la cer, să ne îndumnezească după dar și să ne facă fie celui prea înalt, prorocul David la Psalmi. Deci de aceea s-a suit în cer. Nu s-a suit în cer, cum îmi spunea zilele trecute cineva, zice, părinte, am fost noi undeva, fiindcă acum se merge foarte des undeva. Și zice, am dat de o persoană, nu știu de la cine se referea, că nu mai țin minte, zice, ne-a spus, atât de sporit a ajuns duhovnicește, încât, zice, trupul rămâne pe pământ și sufletul pleacă la cer. Și plecând, zic, n-am văzut. Zice, da, dar ne-a spus măicuța cu gura ei. Da, e clar, zic, dacă era măicuța, zic, probabil că zbura. Și printre toate îmi spune, zice, da, a ajuns la adevărata rugăciunea inimii. Și zic, dar care e cea neadevărată, că eu nu știu. Păi zice, nu cum ne rugăm noi ăștia păcătoși de rând. Zice, dânsa când se roagă, zice, vede înger, vede pe Maica Domnului, vorbește cu Iisus Hristos. Păcat că n-a vorbit, zic, și cu Moise și cu Ilie. Să-i spuneți să mai vorbească și cu Dumnezeu Tatăl. Dintr-o discuție similară de genul acesta, trebuie două lucruri scoase în evidență. Deși trăim în secolul 20, când Dumnezeu a schimbat rânduielile pământești și legile firii, sau cam sucit după mintea oamenilor, totuși legile Evangheliei nu s-au sucit. Întotdeauna starea duhovnicească a omului și înălțarea deodată cu Fiul omului la cer merge în aceleași etape duhovnicești. Și noi știm etapele duhovnicești. Deci le luăm exact din Evanghelie și nu din spusele noastre. Vine un om la Mântuitorul și îl întreabă, ce, zice, ce să fac să mă mântuiesc? Ce scrie în lege, cum citești? Păi cu tare și cu tare. Fă și tu asemenea și vei fi viu. Vine un altul la Mântuitorul și îi spune din nou, vreau să moștenesc viața de veci. Păi fă ce scrie în lege. Toate le-am împlinit din tinerețea mea. La toate urmează mie, vinde de săracilor și vei fi în viața de veci. S-a întors întristat, s-a blocat.
Deci învățătura de numărul 1 sau de clasa 1 s-a prins de el. Învățătura de clasa 2 deja a început să devină mediocră pentru mintea lui. Ei, același lucru întâmpinăm și noi astăzi în secolul 20. Învățătura mediocră, ponosită și bolnavă sau tradițională din popor, că trebuie să ungi casa cu mujdei, că trebuie să pui roșu la copil când îl face măsa, trebuie să-i pui roșu la vacă în coarne, să pui usturoi în găleata de la fântână ca să nu vină stirigoi, să îți pui tămâie în sân când te duci noaptea pe drum. Astea le știm foarte bine. Dar uităm un singur lucru, că cel ce vrea să vină după mine trebuie să se lepede de sine. Adică trebuie să fie una cu Dumnezeu. În ce? În dragoste, în voință, în potența de a lucra fapta bună și în rugăciunea permanentă. David spune așa: noaptea, zice, așternutul meu, în așternutul meu, dacă ziua am greșit, noaptea m-am căit. Și iarăși spune: pâinea mea cu cenuș am mâncat și băutura mea cu plângere am amestecat. Iacă măsuri de rugăciune. Iacă măsuri de rugăciune. Ei, mă întreb acum, care e măsura lui David și care e măsura noastră pe lângă cele 7 metanii dimineața, 7 seara, cei 5 sau 7 sau 9 sau 12 Tatăl nostru întâlniți la spovedanie și un paraclis și câteva psalme la psaltire și încă câte ceva pe care noi le facem așa formal. Deci ne-am întărit fondul. Știm că de acum suntem creștini și trebuie să judecăm pe alții necreștini. Știm că noi de acum, având batic pe cap, îi judecăm pe cei ce n-au, sau având psaltire în casă, îi judecăm pe cei ce n-au. Iar de acum trecem la partea a doua. Crezând că suntem creștini și făcând acea mică cantitate de rugăciune, de fapt ne trezim că nu mai suntem ortodoxi. De ce? Tocmai îi spuneam într-o zi unei cucoane de rang mare. Zice: băi, te-aș vrea și eu să-L cunosc pe Dumnezeu. N-ai decât să uiți într-o icoană și ai să-L vezi. Zice: nu așa, am bani, am cărți, am toate roagăte. Zice: și dacă mă rog? Foarte frumoasă întrebare. Și dacă mă rog, am împlinit credința? Da. Zice: cum? Și pot să fac tu orice și dacă mă rog, zice, gata, îs cu Dumnezeu? Da. Păi zice: cum? Și ai voie să faci cu tare? Și ai voie să faci cu tare? Eu n-am spus să faci cu tare, tu ai spus că vrei să te rogi, nu? Păi cât să mă rog? Pururea lauda lui în gura mea. Și aici am doborât-o. De ce am doborât-o? Ea a înțeles că noi suntem la condică dimineața la servici. M-am pus 5 minute în genunchi, am zis Tatăl nostru de 3 ori, am stat în dreptul lui că l-am zis și toată ziua ca la servici. Îmi fac de cap, că m-a văzut șeful că sunt semnată în condică că am venit dimineața la servici. Ei, în creștinism nu se mai pune problema așa. În credință nu se mai pune problema așa. De dimineață că te-ai pus în genunchi și ai zis de 3 ori Tatăl nostru, Acatistul sau Paraclisul sau Psaltirea sau Acoperământul, ce ai zis tu, în clipa aceea soborul Îngerului Păzitor, soborul Satanei care vine să păzească pe om, Acoperământul Maicii Domnului, Îngerii Rugăciunilor Dimineții și toți ceilalți din puterile cerești stau trimiși de Iisus Hristos lângă tine să vadă dacă tu împlinești ceea ce-s cu buzele. Iar în porunca a treia din Decalog spune: să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Păi cum vrei tu să-mi spui că nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, când tu dimineață mi-ai citit o catismă la Psaltire 2 sau 3 și la servici spui bancuri, mănânci miercurea de dulce, vorbești prostii, te pișcărești, te hârjonești, vorbești murdării, furi, înșeli, ocărești, batjocorești, jicnești. Se conformează cu ceea ce ai spus de dimineață? Și vine prorocul David și iarăși ne pune un bobârnac în nas. Cum voi cânta cântarea Domnului pământ străin? Deci cum într-o inimă murdară poți să spui că tu ești creștin și aduci rugăciunea lui Dumnezeu? Și vine Luca mai nervos, plin de sine și de puterea înțelepciunii duhovnicești. Nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, văd împărăția lui Dumnezeu. Ne-a încurcat pe toți. Pur și simplu ne-a lăsat în clasa întâia. Nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, văd împărăția lui Dumnezeu. Deci ai văzut că automat, ca să te înalți cu Fiul omului la cer, trebuie să fii în egalitate cu El, trebuie să-i urmezi sfatul, să-i urmezi porunca, să-i împlinești îndemnurile. Ce a spus Hristos? Din porunci mă veți cunoaște, faceți celor mici și mie mi-ați făcut, iubiți-vă între voi să fiți ucenicii mei, etc., etc. Și trecem la un alt verset. Căci tot cel ce crede în El
iarăși ne izbim de credință. Mare pacoste pe capul creștinilor, credința. Și de ce spun că credința e o mare pacoste pe capul creștinilor? Și credința la rândul ei, fiindcă suntem la înălțarea dinaintea Sfintei Cruci, deci la duminica dinaintea înălțării, nu putem să intrăm în amănuntul praznicului, fiindcă îi stricăm valoarea atunci când e timpul lui, ne izbim de credință. Și aici la credință iarăși ne întâlnim cu credință de nevoie, adică crede că are greutăți, cu credință negustorească, crede că îi ajută Dumnezeu, cu credință fățarnică, ca să vadă lumea, cu credință falsă, numai să se afle în treabă și să zică că nu-i creștin, așa ca o tradiție din ochii lumii, cu credință bolnavă. Și ce înseamnă credința bolnavă? E acel mod de a ne inspira noi și de a ne manifesta în societate. Vai, soro, am avut o ispită. Ce ispită? I se răsturnase șervețelul de pe masă. Îi căzuse lingura jos. I-a bătut vecinul din întâmplare în ușă sau un copil ce trecea pe scări. Sau cineva nu i-a dat loc un tramvai sau nu i-a răspuns la bună ziua. Și a fost o ispită de la vreajmare. Deci ați văzut cu ce se confruntă omul creștin? Satana umblă ca un leu și caută pe cine să înghită, iar omul își pierde vremea cu lucruri de pomană. Satana caută să corupă lumea prin disfrâu, divorț, negoț, minciună, șmecherie, ură și dezbinare între oameni și tu te izbești de lucruri minore. Asta înseamnă credință falsă, slăbănoacă, bolnavă și mai este și credința superstițioasă. Este acea credință pe care majoritatea femeilor, bărbați mai puțin că ei, dacă îți plini mai tot timpul de țigări și băutură, nu prea au timp de superstiții. Ei sunt mai mult ocupați de ocultisme. Adică ce băutură, ce tip, ce fel de țigară și câți bani sunt cheltuiți. Dar femeia care are tot punăscocirea, fiindcă a vorbit cu șarpele în rai și a transmis o parte din înțelepciune, ea tot timpul are un vis frumos, o întâmplare frumoasă, o paranigmă, cum se spune, aceea ce se întâmplă o coincidență de dă nas în nas cu dușmanca pe stradă și când merge acasă i-a tras bărbatul o palmă că a întârziat stând la taclale cu alta. Ce mi-a făcut aia farme, ce zice. A trecut azi pe lângă mine, n-am văzut că mă privea cu coada ochiului, n-am văzut că a scuipat în urma mea, n-am văzut că a făcut ceva și a aruncat șetă jos, tocmai să ne corupă sufletește dracu. Asta este credința superstițioasă. Și e atât de superstițioasă încât toți cei ce cred acest lucru de credință nu văd rai. Știți de ce? Odată ce omul e botezat, odată ce omul e cununat, odată ce omul e spovedit, e împărtășit, e măsluit, e rugat și e sfințit și e curățit prin puterile celor 7 taine ale bisericii, toți dracii din iad nu au ce să-i facă. Dar de o minte slăbănoagă și bolnavă să prindă. Și iarăși vă amintesc o întâmplare. Vine și spune că are farmece în casă și că îi pocnește. Eu cred că o fi și adevărat pe undeva. N-am văzut niciodată ca să-mi dau seama. Dar mă întreb un singur lucru. De ce nu pocnește la cel credincios? De ce nu pocnește la cel care merge la biserică? De ce nu pocnește la cel care se roagă? De ce nu pocnește la cel care postește? De ce nu pocnește la cel ce își crește copiii? De ce nu pocnește la cel ce se închină? De ce nu pocnește la cel ce e serios și își vede de casă, de familie, de masă, de servici, de treburile lui? Pocnește tocmai la cei cu preocupări laterale. Ce face vecinul sau vecina? Ce s-a mai întâmplat dincolo sau dincoace? Și chiar din spovedanie vă pot confirma lucrul acesta, că majoritatea din lipsă de cultură religioasă aduc niște tâlcuiri personale și le atât de o să le îmbracă exact ca un trandafir, ați văzut. Măcieșa are doar 4 petale și miroase tot frumos. Ori un trandafir altoit are foarte frumoasă floare și miroase la fel de frumos. Ei, cam la fel și omul dintr-o chestiune de nimic, atât de frumos o înflorește și o îmbrobodește, încât când ți-o expune la spovedanie, chiar de-a dreptul, ai impresia că a stat de vorbă cu dracul. Dar, de fapt, n-a fost nimic. A fost o naivitate. A fost, de fapt, o neluminare de mintea lui. Cine știe ce s-a fi întâmplat în clipa aceea, dar lipsa de acțiune serioasă, adică lipsa de argument, că Dumnezeu îmi spunea cineva într-o zi, aranjată, frumos, vopsită pe la ochi, niște unghi, așa ca la catâr, și zice, știți, eu am frică noaptea, păi sigur că ai frică că te zgării cu unghiile, poți să te ungi pe la ochi și să dai pe față și confunzi culorile, e firesc să-ți fie frică. Păi cum să nu-ți fie frică când tu te uiți în oglindă și te sperii de tine o oglindă, da? Păi să te vezi noaptea în realitate.
Deci vă dați seama deci cât e de slabă credința. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Vă spun lucrul ăsta pentru că văd interesându-vă de sfârșitul lumii. Vă văd interesându-vă de minuni. Vă văd interesându-vă de venirea lui Hristos. Vă văd interesându-vă de venirea lui Antichrist. Vă văd interesându-vă de 666. Ori 666, dracul ăla de care tot se vorbește zi și noapte, nu e decât o înșelăciune a satanei. Credeți voi că așa e de prost dracul să-și descopere metodele cu care vine în lume? Hai doar o abuneală. Adică, el vine și îți spune să te temi de 666, dar de fapt te corupe de la adevărul care trebuie să-l faci. 666 înseamnă desfrânare, mânie și sectă. Asta înseamnă 666. Înseamnă poftă fără rațiune. Omul care umblă după 100 de femei sau femeia care umblă după 100 de bărbați. Și asta vine din mâncarea multă, din somn mult, din băutură multă, din bani. Deci un 6. Al doilea 6. Vezi că oamenii din nimic și din nefi, du-te la un rând. Acolo te poți convinge ce creștini avem. Păi a venit unul, poate se grăbește, o fi având copil mic în casă, o fi scăpând un autobuz, e de departe, s-a băgat în față și a luat o pâine. Huiduie țăranii câte 50 și 60 și sorășeni. Ei sorășeni, dar huiduie mai rău ca ciobanii la stână când văd după. Huci, doar și te împiști. Dom'le, dar stai o leapă. Poate starea sufletească a lui îl face să se ducă în față pentru o problemă oarecare, nu din dragul de a nu sta la coadă sau la rând. Deci prin asta se manifestă total lipsa de personalitate și de stabiliment în tine însuți. Deci lipsa de credință. Lasă-l, Domnule, să se bage. Și dacă vrei să-l convingi după ce a cumpărat, spune-i frumos, frate, e bine că te-ai băgat în față, dar vezi să nu se superește al alt și el se rușinează. Iertați-mă, știți, și îți dă și argumentul, m-am grăbit, uite, ajungeam sau scăpam. Asta arată rata credință. Iar legat de erezie, nu mai trebuie să vorbim. Voi vedeți ce bântuie astăzi în lume. Evangheliștii au fost 4. Luca, Matei, Ioan și Marcu. Iar acum avem 70 de feluri de evangheliști în toate țările lumii. Jehoviști, arienii de altă dată, penticostali, monofiziți de altă dată. Și cum vrei să iei pe fiecare? Ce au făcut? Au venit și și-au făcut credințe separate. Și cu ce scop le-au făcut? Le-au făcut cu scop jidovesc, exact ca să corupă biserica, exact ca să corupă creștinismul, exact ca să corupă unitatea Duhului Sfânt, că de-aia ne rugăm în fiecare liturghie și spunem unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cu voi, cu toți. Deci de-aia se spune de fiecare dată, într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, iată cea mai scurtă dogma Sfintei Trei. Și noi ne pierdem vremea cu lucruri de șoarte. Deci astea bat la ușa noastră. În fiecare zi la bloc te trezești cu broșura în cutiuța de la plicuri și la ușă îți bate cu coana, îi aranjată, zici că e madama nu știu care și ea îți vorbește numele de evanghelistă sau prorociță și tu te confunzi cu lucruri slabe. Când le-am învins astea, toate alealte nu vin de la sine. De ce? Un caracter tare și sănătos trece peste aceste lucruri slăbănoage. Asta e credința bolnavă sau superstițioasă sau, dacă vreți, credința, să spunem, eretică. Și mai este acea credință tare, care eu întotdeauna îmi place să-i dau argumentul prin două mărturii din Sfânta Scriptură. De vei zice muntelui să se mute, să mute. Marcu Franciscanu și Ioan din Constantinopol, doi mari mărturisitori care au mutat muntele cu rugăciunea. Nu trebuie să ajungi să muți muntele cu credință. Dar o vezi din pomelnic. Unul vine azi și a făcut pomelnicul și la 3, 4, 5 zile îți face de mulțumit. Părinte, mi-a și reușit. Cum am vrut? Exact așa a fost. De ce? Exact te-ai rugat și ai știut că asta trebuie și Dumnezeu aia ți-a dat. Când cer degeaba și nu știi ce cer, te târie Dumnezeu cât vrei. Și la urmă reproșesc că așa au făcut iudeii și tatăl slăbănogul, el a mut și sur. Zice, eu am fost la ucenicii tăi și n-am făcut nimic. Tu mai poți face ceva? Sau acea expresie frumosită de mamele creștine, zice, părinte, să știți, peste tot am fost și am zis că hai să mai încerc și la biserică. Hai să mai încerc și la biserică. Iată câtă credință. Ar trebui exclamat exact ca Mântuitorul. Am văzut atâta credință niciodată. Hai să mai merg și la biserică. Adică a mai rămas o portiță nedeschisă. Am luat toate satele la rând, am deschis toate porțile, toată baba, tot moșneagul, tot zicătorul, tot făcătorul, tot ghicitorul și la urmă a mai rămas și biserică. Am mers și la biserică. Ei, tocmai de aia Dumnezeu să înstrâmbă din nas
Și zice, nu, lasă, vine și la biserică. Cum a intrat gol, a intrat gol să iasă. Și nu te ajută. Ei, asta demonstrează că este lipsa de caracter și vigilență. Darurile Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt sunt în primul rând înțelepciunea. Și ferice de omul înțelept, ferice de omul înțelept, care știe că la toate necurile care le are, să-și vadă în primul rând sfatul din familie, ei cu femeia lucru și-l analizez logic. Păi, cum scăpăm noi de datoria asta? Cum scăpăm de necazul ăsta? Cum scăpăm de întâmplarea asta? Păi uite, facem așa, facem așa, nu. Băi, este o babă la rozmă, hai la ea, că aia știe. Îmi spune odată, chiar preoteasă-i, da? Și mi-a spus vorba asta, zice. Am fost, zice, la o femeie care știe să desfacă și mi-a spus că părintele lui i-a făcut mai tare din harul lui de preot. Zic, mai cunosc o babă undeva care are un dar, zic, un pic mai mic ca părintele. Zic, mergi la ea, că aia s-ar putea să-i desfacă. Ce aia mă luați în râs, am venit până aici ca să spuneți așa în glumă. Păi zic, nu spun în glumă, dar dacă a ajuns Dumnezeu mai mic decât baba de la Rozmă, păi ia că m-am mirat și eu, zic, eu nu știam treaba asta. Nu, părinte, zice, au fost nenumărate cazuri la care a reușit și uite, zice, la părintele meu n-a reușit. Păi mai mic harul, zic, vezi, dacă era episcop, sigur reușea. Adică am făcut în glumă. De ce? S-a ajuns să spui că vrăjitoria l-a depășit pe Dumnezeu. Ea că ai credință. Și s-a suit Fiul omului la cer să-i mântuiască pe cei de pe pământ. Păi cum să te mântuiască? Ce să cauți cu Dumnezeu când tu ai încredere în satana? Și mergem mai departe la alta și mai serioasă. Credința tare. Credința tare a făcut dragi îngeri. Ce a spus Sfânta Marina lui Dracu? Cântă cum cântai când erai înger, că te ard cu puterea crucii. Și strega dracul și să vă ita și să văleleu și văleleu și Marina zicea, nu, 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 tu ai vrut să faci rău, las că eu am să te fac să faci bine. Și a început satana să cânte un sfinte de Dumnezeu între ei, tu trisaghion ceresc. Toate frunzele și iarba au început să picure rouă, lacrimi, vă dați seama, deci ce cântare era. Și când a zis, miluiește-ne pe noi, când a pocnit odată ca un fulger, s-a și dus înger în aripat la cer. Ai văzut credință? Sfântul Antonie l-a prins la fel pe un drac, îl chinuia și îl năcăja. Stai că te pun eu la potcovit. A luat frumos și i-a spus la fel. Zi așa dacă vrei să te mântuiești. Și atât l-a legat cu semnul crucii și l-a ars, că ei să tem ca de foc de cruce. Mai rău de focul iadului. Că ăsta e foc nemispiritor, a iadului ăla e foc de mânie, e lipsit de dragoste. Asta e sensul lui. Dar focul dragostei lui Dumnezeu arde mai rău decât focul ăla simplu al iadului. Ăla e un foc nefiresc. N-are nimic în el, are numai lipsa lui Dumnezeu în trânsul. Și când a început să-l ardă pe satana, când a zis, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și glasul lui Dumnezeu s-a auzit. Antonie, zice, ai făcut bine și eu ți-am ascultat rugăciunea, dar să nu te mai rogi pentru dragi niciodată, că nu vreau eu să schimb lumea și temeliile. Lasă-i așa, dacă așa au vrut, așa să șapă. Pentru că nu putem îmbla la bunăvoire. Și un alt act de credință și mai puternic, îl avem în Sfânta Scriptură. Ce spune în Sfânta Scriptură? Ce spune în Sfânta Scriptură Maica Domnului? Că și ea ținea predică câteodată, nu vorbeau ore întregi cu vorbesc fără rost. Au venit ăștia la ea și a spus, zice, spune fiului tău să termina vinul la nuntă. Maica Domnului foarte firesc, calmă, le-a spus, faceți tot ce vă va spune el. N-a ținut filozofie. Faceți tot ce vă va spune el. Faceți tot ce vă va spune el. Una, o altă mărturie. Avea la un loc pe pat, sutașul. Și zice Mântuitorul, acuși trec să ți-l vinde. Avem vin și pe la tine. Dar n-are rost, Doamne, să te ostenești. Plus că-s păcătos, plus că nu merit, plus că-s ticălos, cu cuvântul că se-și împlinește. Atâta credință n-am întâlnit nici în Israel. Deci ai văzut? Deci credința face din păgâni creștini. Asta trebuie să știți. Ei, ori dacă e vorba de credință, să o luăm în serios. Nu umblăm după credință, că mai este o credință, aia se cheamă fanatică. Credința fanatică este credința că dacă nu ne ajută Dumnezeu, de mâine nu mai cred. Ura și la gare, n-ai decât să nu crezi. Nimeni nu te oprește. Dar ce, tu crezi că faci contract cu Dumnezeu? Cred că îmi dai sau cred că vrei sau cred că îți place sau că nu știu ce? Nu te obligă nimeni. Crezi, vrei. Așa spune Scriptura. Soboarele de judecată din veac s-au rânduit. Și care sunt soboarele de judecată? Cu învierea lui Hristos s-au sculat toți drepții Vechiului Testament. Cu învierea lui Hristos s-a sculat Adam și Eva din iad. Cu învierea lui Hristos s-au sculat prorocii.
Cu învierea lui Hristos s-au sculat toți drepții. Iov, Avram, Isaac, Iacob, Adam. Cu învierea lui Hristos s-au sculat cine? Toate puterile cerești și-au întrebat cine este acesta ce vine din vosor cu haină roșie ca sângele. Acesta este Hristos, ce din Teman vine, de pe pământ vine și a mântuit neamul omenesc. Deci iată, judecata e făcută, nu o face nici jehovistul, nici ortodoxul. Capul bisericii nu se alcătuiește din oameni. Capul bisericii nu se alcătuiește din episcop ca la catolici. Papa care e Hristos, ci se alcătuiește din Hristos care e calea, adevărul și viața. Ceilalți le sunt urmași, ceilalți le sunt supuși, ceilalți le sunt ucenici și le sunt ascultori. Că cine n-ascultă de voi, de mine n-ascultă și cine nu vă ascultă pe voi, pe mine nu vă ascultă. Scurt, 1:2. Și mergem mai departe. Pe lângă credința fanatică, nu știu dacă ar fi să-i dau definiția asta, mai este credința prostănată. De ce vreau să vă spun de această credință? Ne batem joc de cuvintele Scripturii, pur și simplu. Asta înseamnă credința aceea prostănată, adică omului fără minte. Și nu că nu știe carte sau nu are 4 clase sau nu are liceu. Facem minuni din tot nimicul. Vai, zice, știi ce minune a fost? Zice, așa de bine am ajuns, așa de bine s-a întâmplat. E bine că ai ajuns. Slavă lui Dumnezeu! Doamne, ajută că am ajuns! Zice, vai, mi-a ieșit așa de bună mâncarea? Vai, ce minune! Băi, frate, astea nu-s minuni. Nu confa lucrurile de rând și materiale cu minunile lui Dumnezeu. Minunea a fost nașterea din fecioară, minunea a fost înălțarea la cer, minunea a fost învierea, minunea a fost învierea lui Lazar, minunea a fost pogorârea Duhului Sfânt, minunea a fost răstignirea, minunea a fost înălțarea, minunea a fost convorbirea lui Dumnezeu cu oamenii, că s-a coborât și a stat cu noi. Minune! Vai ce minune! Vai că am ajuns ce minune! Vai că am făcut ce minune! Profanare de lucruri sfinte! În dicționarul teologic al unui creștin nu trebuie să existe cuvântul minune. Trebuie să existe minune, trebuie să existe cuvântul. Cu noi este Dumnezeu. Deci mi-a ajutat Dumnezeu și am făcut aia. Mi-a ajutat Dumnezeu și am făcut-o pe aia. Mi-a ajutat Dumnezeu și am făcut-o și pe cealaltă. Vezi niște manifestări bolnave. Vai, măicuța Domnului! Vai, domnuțu, ce sunt astea, omule? De unde se inventate? Nu și-au loc în ortodoxie. Noi o numim pe Maica Domnului măicuță, în sensul de a ne apropia sufletește de ea. Dar nu în a-i denigra valoarea, nu în a-i coborî duhovnicia, nu în a o băga în buzunar. Cum m-a întrebat odată cineva, și că dacă soarele luminează peste cei păcătoși, poți să faci liturghie într-un loc necurat? Păi zic, de nevoie, dacă pui antemisul, sigur că o faci și acolo. Dar vreau să te întreb, umbli cu icoana sau cu crucea în buzunar la chilot sau o porți la gât? Deci e același lucru, firesc. Deci trebuie să înțelegi. Sacramentul în biserică este un act prin care omul deosebește binele supranatural de binele pământesc. Nu pot să pun plăcinta mea care a crescut frumos cu înălțarea lui Hristos pe aceeași etapă de minuni sau pe aceeași scară de minuni. Sau nu pot să pun faptul că eu am reușit să-mi fac o haină frumoasă sau un cercel sau un inel sau o casă frumoasă, vai ce minuni mi-a dat Dumnezeu și am terminat. Nu pot să pun lucrul ăsta în echivalență cu nașterea lui Hristos. Deci nu folosim lucrurile aiurea. Și apoi minunile astea la alte care se mai fac când mergeți dumneavoastră prin dreapta și prin stângă. Aveți mare aviz și aveți mare grijă că s-a vestit în Evanghelie și s-a spus. La vremea de apoi, proroci mincinoși vor veni. Vor spune că Hristos e și aici, vor spune că Hristos e și acolo, vor spune că Hristos e și dincolo, dar să nu vă duceți că Hristos e în cer și precum s-a spuit, așa se va și coborî. Spune Evanghelia de azi. Dar minunile astea după care alergăm noi arată lipsa de credință. Sfântul Ioan Gură de Aur spune clar și Apostolul Pavel. Vorbirea în limbi a încetat. Minunile au încetat. Și Ioan Gură de Aur arată, minunile sunt pentru necredincioși. Dacă eu știu că Dumnezeu există, mă ajută, mă sprijină, mă mântuiește, mă sfătuiește, mă proniază și mă veghează, ce am eu nevoie să văd? Adică ce însemnăm noi? Ce considerăm prin minune? Încercăm să vedem dacă El mai există?
Adică ce, e un fel de încercare ca la telefon când e femeia geloasă pe bărbat și îi dă telefon de la serviciu, gelul, ești acasă? Sau invers, lița, ești acasă? Păi, astea nu-s cu Dumnezeu, dar astea-s fără Dumnezeu. Nu-L încercăm noi pe Dumnezeu prin fax. Dumnezeu, dacă a spus odată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, poate să nu mai fac nicio minune până vine să ridice pământul și cerul și să le facă noi, cum spune, cer nou și pământ nou. Dar nu trebuie să-L verificăm noi, oameni ticăloși. Dacă ne dă El o minune, ne dă o minune. Dacă nu o dă, nu o dă. Eu nu trebuie să cred că am văzut minunea. Eu trebuie să cred că El există. Îs botezat în numele Lui, îs mântuit în numele Lui, îs spovedit în numele Lui, îs împărtășit în numele Lui, îs legat cu taina cununiei prin numele Lui, îs legat de preoția împărătească prin cea sacramentală. Ce-mi lipsește? Nu-mi lipsește decât credința curată. Și de ce am vrut să vă spun lucrul ăsta? Pentru că constat că începe să se îmbolnăvească biserica, încep să se ducă oamenii la preoți, le deschide cartea, le deschide nu știu ce le mai spune, dar primul lucru care iese din gura preotului nu-i spune, ești un necredincios, vezi că viața ta te duce la rău. Ai avut farmece, zice, ai avut făcătură, ai dușmani. Cum poți să înveți tu, slujitor al adevărului, lucrurile acestea când credincios? Cum poți să-l întărești tu pe încredincios și să-i spui că are farmece în casă? Și să-i mai și deschizi cartea, să-i spui din carte că așa scrie. Când în Evanghelie nu-i decât cuvântul adevărului. Când în Evanghelie nu-i decât Evanghelia dreptății. Când în Evanghelie nu-i altceva decât absolutul infinit al lui Dumnezeu. N-a vorbit oamenii, a vorbit Dumnezeu prin gura profeților și a evangheliștilor. Și tu îi spui creștinului că are farmece. De necredincios, tu ticălos, și să dărâmă biserica. De ce să dărâmă? Ăsta nu se mai roagă de acum. Umblă să-și desfacă farmecele. Trebuie să-i spui creștinului când vine. Eu așa încep de fiecare dată. Când ai fost ultima dată la biserică? Păi nu prea mergem. Păi zic, nu numai în mai. Mergeți și în iunie, și în iulie, și în august. Nu că numai, nu mai mergem. În mai e primăvară și e rece și faci temperatură. Și în iunie, și în iulie, și în august să mergi. Da, zic, ați mai postit? Am mai încercat. Nu, dragă, încercat, nu roată. Înainte, postul și rugăciunea sunt aripile sufletului. Da, zic, v-ați mai spovedit? A, foarte rar, acum 2 ani ultima dată. Da, v-ați împărtășit? A, nu, nu am luat. Am luat aghiazmul mare că știu că sunt păcătoasă sau sunt păcătos. Ce-i asta? Păi, deci tu ești total rupt de Dumnezeu și te temi de lucruri rele în casă. De-aia și copilul nu te ascultă, de-aia și bărbatul te înjură, de-aia și ți-e smerge toate pe dos. Pentru că tu ești lipsită, omule, de cultura, exact cum un milițian trebuie să știe regula de circulație, că altfel tamponează dușând când dirigează circulația, la fel creștinul și preotul trebuie să cunoască statutul regulii din biserică atunci când creștinul vine la el doar să chestioneze. Păi stai așa, mi-a spus preotul că eu nu pot să merg prea și vine, deci ăsta e un caz al problemelor mele. Mi-a spus că eu nu mă rog seara, deci o, al doilea caz. Mi-a spus că nu sunt spovedit, al treilea caz. Aoleu, mi-a spus că merg rar la biserică. Și ia că acum l-ai descoperit pe om că e nevetit. Nu vii tu și încurajezi prostia. Omul vine neputincios, necunoscător, omul vine sincer, vine deschis, vine curat. De ce? Să știe din vechime, cum spunea și Iorga, că pe moldovean și pe ardelean și pe muntean nu l-a impresionat vreodată blocurile New York, ci l-a impresionat preotul Chirul în mână. L-a impresionat icoana Maicii Domnului. L-a impresionat biserica. De-aia voievozii, când făceau câte o biruință, zădeau câte o biserică. Acum când se face câte o biruință, se face câte o chermeză. Înainte când se făcea o virtute sau se făcea ceva, se tipărea o carte, se câștiga un război, se cucerea un ținut pierdut sau se câștiga ceva, un voievod imediat chema arhiereul, chema soborul și punea temelia unei biserici. Azi când se inventează ceva, se dă o agapă. Și că am fost la o frățească agapă. Au băut ca juncani și au mâncat până au ajuns cu degetul. Și au sărbătorit evenimentul. Ori sărbătorile lui Dumnezeu nu sunt mâncare și băutură, Ilie Minea. Inocențiu de Odessa, sărbătorile lui Dumnezeu nu sunt hramuri păgânești. Ioan Gură de Aur, sărbătorile ortodoxilor și ale creștinilor, zice, nu sunt închinări la idoli, sunt conversații cu Dumnezeu. Și Patericul dă acea mărturie. Venind Ava la ucenic, i-a zis, fiule, hai să ne pregătim de sărbători. Și ucenicul se uită mirat, zice, da, dar n-avem nimic, zice, n-am dus coșnițele la Alexandria, cu ce o să pregătim? Fiule, lasă coșnițele, zice. Dar n-avem bani, avem.
Lasă banii, ia saltirea și hai să ne rugăm. Păi zice, da, dar ce pregătim pe mâine? O să vezi mâine. Ucenicul credea că deja Ava se roagă ca să se facă o minune. Și venind ziua învierii, s-a dus Ava într-un loc tăinuit, a scos o sticluță mică de un de lemn și a pus în fiertură 12 picături. Și a spus, astăzi este praznic împărătesc, să dezlegăm și noi acestui trup neputincios la un de lemn. Iată cum au sărbătorit învierea. Nu cu cozonac, nu cu carne, nu cu pască, nu cu ouă, nu cu friptură. Alea nu că spurcate, toate le-au binecuvântat Dumnezeu. Dar le nenorocim noi, mâncăm până dăm în hepatită, mâncăm până ne culcăm cu femeia în ziua de Paști și bem până știu vecinii de la 3 și până la 4 ca nebunit Gheorghe, Ion și Costa. Deci astea sărbătorile și acele credințe, cum v-am spus eu, prostălane, deci credința de pomană, pierderea vremii în deșert, bani aruncați în vânt, timp irosit fără rost și vreme pierdută. Nu e supărare, nu e o sminteală, mie mi-e indiferent că s-a supărat cineva. Dar trebuie să înțelegeți că asta cere Iisus Hristos. Zice, cei ce cred eu îi voi mântui. Și ultimul vers, că nu s-a terminat, mai este un pic de ocare. Căci Dumnezeu a iubit lumea încât pe unicul său fiu, n-auzi, n-a avut mai mulți fii Dumnezeu, unul, l-a dat ca oricine crede să nu piară. Iarăși ne izbim de credință și să aibă viață veșnică. Păi dacă Dumnezeu și-a dat pe unicul său fiu să-l omoare fariseii și cărturarii și arhiereii legii vechi și iudeii cei răzvrătiți la minte și-a făcut o copită a dragoste pentru noi și ne-a iertat. Ei au zis ca blestemați sângele lui asupra noastră și totuși Mântuitorul și-a adus aminte că harul nu blastămă, ci vintează și a spus că ne-i băteau cuile, iartă-i că nu știu ce fac. Deci iată câtă dragoste din partea lui Dumnezeu. Iată câtă iubire din partea lui Dumnezeu. Iată câtă milostivire din partea lui Dumnezeu. Să-și rupă din sânul treimii pe unicul său fiu și să-l trimită lumii în chip de om. Să-l deșerte precum mulciorul cu apă. Luați-l și omorâți-l să vă puteți mântui. Să vă puteți mântui. Dar numai credeți. Credeți-mă că eu sunt cel ce am făcut aceasta pentru voi. V-am spus cu ce credință credem noi. Și mai este un verset, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea. Tot să tem de Dumnezeu ca de un călău justiția. Tot să tem de Dumnezeu parcă ar veni să taie capete. Vai, sfârșitul lumii! Vai, judecata de-apoi! Vai, 666! Ce-s prostiile astea? N-am discutat odată? Parusia sunt semnele venirii sfârșitului lumii prin care Dumnezeu încearcă, cum spune David, prin paharul care e plin de dreptate și de mânie, să-i mai îndrepte pe cei răi. Și pentru mine a rămas singurul tablou frumos cu care pot să văd că Dumnezeu distruge atunci când omul crede că e deasupra lui Dumnezeu. A rămas, dacă vă aduceți aminte cu timp în urmă, acel oraș din Japonia, în care și inundație fiind, și electricitatea, și podurile și străzile aeriene s-au rupt toate, și gaz, metan, și a fost un adevărat ca sfârșit al sfârșitului lumii. Deci a fost adevărat semn de sfârșitul lumii. Zice că nimeni nu și-a închipuit vreodată că tehnica japoneză va fi pusă la pământ. A uitat sărace că Dumnezeu mai avea încă un chestionar care ei nu-l rezolvase. Mai era un chestionar, suna așa, cine n-adună cu mine risipește. S-au dus trenurile ca gândace, s-au dus străzile ca scobitorile, s-au dus blocurile ca cuburile când se joacă copiii. Și a venit apa precum ai turna o găleată de apă peste un joc de table. Mai frate, dacă dreptatea lui rămâne în veacul veacului, dacă cei clenezi vor peri, dacă nelegiuiții nu văd fața lui Dumnezeu, ce mai umblăm după alte căi? Ce mai căutăm alte șmecherii și ne înșelăm cu ploaie și cu vânt și cu aburi de idee omenească? Cine-s eu, ce pot eu, ce fac eu și ce ajung eu? N-ajungem nimic. Fum, putoare, umbră, vis, dă de păianjă, spune Părintele Cleopa. Și o groapă împuțită și un mormânt gol plin de ciolanii. Asta e omul. Și cu coana aceea cu 5 kg de aur, și directorul cel cu 7 facultăți, și țăranul cel cu o singură vacă și cu o singură casă, și copilul de țâță din fașă, din două scutece, și om de rând care știe ce vrea de la viață. Deci aceeași mărturie. O clipă și moartea pe toate le separă și le rămâne. Și va alege precum oile de capre. Dreapta, dreapta, stânga, stânga. Dar rămâne iarăși versetul ultimul. N-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Dacă avea de-o pierdut Iisus Hristos, o pierdea când i-a părut.
Doamne, scos sabia și i-aș lua urechea lui Malc. Măi, Petrache, bagă sabia în teacă, mă, nu-mi plac cu prostii, că doar dacă vin acum legiuni de îngeri, pierd tot într-o clipă. Dar nu asta, că apostolii au mai încercat și a doua oară același lucru. Doamne, pierde-i cu foc pe ăștia, zice, că unii au primit. A cui duh sunteți? A cui duh sunteți? De ce răzbunarea? Eu am venit să mă răzbun? De ce vreți să omorâți? Eu am venit să omor sau să dau viață veșnică? Și apostolii s-au rușinat. A venit și a treia mărturie. Zice, Doamne, ăsta face minuni, dar zice, nu-i cu noi. Nu poate să facă minuni decât în numele lui Dumnezeu. Iar orbul cel a confirmat asta. Eu știu că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Nu știu dacă ăla o fi fost, zice Sfânt, dar știu că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ascultă pe cei drepți. Ei, și la fel le spune, lasă-i să facă să se preamărească în numele lui Dumnezeu. Chiar dacă nu-i cu noi, zice, dar în numele lui Dumnezeu le face și se preamărește numele lui Dumnezeu. Deci vezi, nu trebuie eu să fiu invidios că ăla-i mai bun. Sau nu trebuie să fiu eu invidios că ăla-i mai deștept. Dar nu trebuie să fiu prost, cuvântul prost înseamnă nepregătit. Și să cred toate glumele, și să cred toate invențiile, și să cred toate inovațiile. Vine jidanul să-mi explice mie că el o să mă piardă prin 666. Ce interes avea jidanul să-mi spună mie că prin asta vrea să mă piardă? Din contra, trebuia să facă o contrapolitică, nici să nu cred eu vreodată că prin aia trebuie să pierd. Ce Dumnezeu așa a făcut cu dracu, ai văzut ce curs să-i întins. Zice, taina aceea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, cu atâta tactic, a logodit pe Fecioara Maria cu Iosif, s-a născut din părinții Ioachim și Ana, defăimați în Vechiul Testament, când aveau copii, a trăit acolo în templu săracă, broda să aibă din ce mânca. O Iosif, un jidan bătrân de 89 de ani, dar drept fiind, auzi, au drăslit toiagul în Sfânta Sfintelor, și fuge cu ea în Egipt călare pe măgar, nu cu sielo. Ajung în sfârșit în Egipt, nu sunt mese întinse, nu fripturi, nu vin imediat cu termanul de cum se spune, când mergi să te servească o spătă, poftim mineu, ce poftiți? Nu, am mâncat rădăcini sau poate am urs vreo capră sălbatică. Dar ce se întâmplă? Era Maica Domnului, dracul nici nu bănuia că de acolo poate să iasă izvorul nemărginit a Sfințenii. Și zice că și Iosif s-a cutremurat, n-a vrut să o vădească văzând că e însărcinată sau să o dea pe mâna omorârii cu pietre de ăștia, de iudei. Dar a lăsat-o și îngerul i-a spus, nu te teme că aici e o mare taină. Și îngerul venind în fața Fecioarei îi vestește buna vestire și ea care era cunoscătoarea lui Dumnezeu și vorbea cu el în contemplație, spune și, dar să nu mă înșel ca pe Eva altă dată, ai văzut câtă simplitate și sinceritate, oarecum să nu-i o înșelăciune asta, să poate așa ceva? Ori noi când ne scarpină cineva în coarne am avut odată ocazia personal să văd o mărire a unei femei, adică nu mă refer în general la femei, că sunt și bărbați năuci. Dar vreau să spun până unde duce mândria femeiască. Eram undeva într-un birou și a intrat o damă bine aranjată, bine bălată, dichisită și n-a ținut cont că eu sunt acolo. Eram cam jerpelit, că nu prea eram curat. Eu m-am dat ușor într-o parte și s-a dus direct la respectiv om și așa i-a pus mâna în nas ca să-i o pupe. Eu n-am permis ca preot să rupe mâna. Zic, lăsați, nu, lăsați, discutăm așa, familiar, zic, prietene. A luat așa o figură de vulpe de aia care văzuse poiata cu găini, dar nu avea cum să sară să le savureze. Și s-a pus, parcă ea ar fi fost în birou șeful respectiv. Și ăla săracul s-a umilit, a zâmbit, fiindcă a văzut gestul meu că eu am zâmbit așa profund și am întors față. Și după ce pleacă, ea îi semnează hârtia aia și pleacă, îmi spune, ce să faci, părinte, minte de femeie. Deci, vedeți, dacă ne suim până acolo, Maica Domnului s-a coborât de acolo. Maica Domnului a spus, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, fă cum vrei, împlinească-se cuvântul tău. Smerenie, mamă dragă, nu părul creț, smerenie, nu hainele de blană, de nutră, de bizon sau de cal sălbatic sau... Nu, mamă, smerenia și rugăciunea. Am luat Maica Domnului cu o haină de păr de cămilă să vede brâu azi în Sfântul Munte, acolo în rătliță frumos la mănăstirea Batopedu. Nu am luat cu luxuri. De ce vreau să vă spun? Aia e credința adevărată. Tot ce-ți faci pentru trup, cinstește-l pe trup, dar dă-i lui Dumnezeu dreptatea lui. Dă-i lui Dumnezeu valoarea lui. Nu-i lua lui Dumnezeu ce ți-a dat și trebuie să-i dai înapoi. Ne-a dat un suflet curat, sfânt, drept și mântuit și noi l-am dezmântuit. De ce vreau să spun că l-am dezmântuit? Sufletul când intră în om, când arată cum arată Sfinții Părinți,
este curat ca un mărgăritar. Odată ce intră în om și omul începe să crească, sufletul se alterează și se murdărește. De ce? De patimile omului, și zbiară și strigă sufletul, cum spune David, scoate din temniță sufletul meu. Și când omul se eliberează de suflet la moarte, de-abia atunci, în clipa aia, sufletul răsuflă ușurat bietul suflet. Că s-a văzut ieșit din temnița de lut, dar ce face? Are a doua pacoste pe capul lui, că trebuie să se ducă să dea răspuns de faptele omului. Ori el n-a putut să facă. El a stat acolo într-un trup de carne, plin, sătul și împuțit și parfumat și inelat și cercelat, dar n-a putut să-l tragă de ureche. Hei, trezește-te, omule, că avem de trecut pe la Dumnezeu. Nu poate asta. Noi trebuie să o facem. De aia a spus, Dumnezeu n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Gândiți-vă că ortodoxia, în fața tuturor sectelor, are trei mari avantaje. Unu, nu să intre în rai cu mașina, ci să intre în zbor cu îngerii. Nu să intre în rai cu averea, ci să intre cu sufletul curat, fericiți cei curați cu inima. Sau fericiți cei milostivi, cei blânzi, cei drept, mai departe din fericire. Iar a treia mare, să spunem, perla ortodoxiei cu care se mândrește în fața tuturor religiilor lumii este aceasta, viața veșnică. Nimeni n-a făgăduit viață veșnică, dar fericită unui suflet, ci numai Iisus Hristos. Așa, umblați în lumină cât este lumină și nu umblați în întuneric, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde umblă. Deci vezi? Toți au suflete nemuritoare, și jidanul, și musulmanul, și yoginul, și brahmanul, și budistul, și persanul, și care mai vrei tu, și arabul, dar se duc în iad. În iad se duc, că n-au botez, n-au cununie, n-au taine, n-au spovedanie, n-au împărtășire. În ideea lor îi cred că Dumnezeul lor e bun, dar Iisus Hristos a restaurat toate religiile. N-a lăsat o mie de religii. Un domn, o credință și un botez, așa a spus. Deci de-aia trebuie să nu vă dizlipiți de biserică, nu că nu vă dă bani, nu că nu vă dă cărți de pomană, nu vă ceartă, nu că vă oprește de împărtășit, ci faptul că vă spune adevărul. Biserica este infailibilă prin învățătura pe care a dat-o Hristos, nu prin învățătura oamenilor. Eu pot greși în orice clipă. Mâine mă puteți vedea cu o cupoană pe stradă și să vă smintiți. Dar pe Dumnezeu beat nu l-ați văzut, pe Dumnezeu în șanț nu l-ați văzut, pe Dumnezeu vorbind nu l-ați văzut, pe Dumnezeu în jurând nu l-ați văzut, înbuibându-se nu l-ați văzut. Și vă dau mărturie că așa este. A venit Maria Magdalena să-L seducă pe Iisus Hristos în haină de plasă și goală, cum a făcut sămăsă. Un păr frumos și o jădaucă de toată frumusețea. Și Iisus Hristos a înfruntat ochii și a trimis harul. Și 7 draci au ieșit din ea. Și a ascuns o goliciunea cu pierii capului și a căzut la picioarele lui și i-a spălat picioarele cu lacrimi. Iertați-vă! Asta este adevăratul har și adevărata lucrare în Iisus Hristos. Noi nu putem atinge. Poate și atunci când spovedești, ai fotografii un om sau o femeie vicleană. Dumnezeu nu ți-a dat încă darul discernerii să cunoști cu ce scop ea să spovedește sau cu ce scop el să spovedește. Tu îl dezlegi cu bună credință, îl sfătuiești cu bună credință. El se duce la alt duhovnic și spune, ăsta m-a spovedit așa, mi-a dat canon așa. Și ăla te bârfește pe tine, apă, te duci, bunul ăla se spovedea, a luat-o razna de mult. Nu te-am chemat. Nu te-am poftit, nu te-am obligat, nu te-am forțat, nu te-a adus nimeni de drog, singur ai venit. Dacă singur ai venit și nu-ți place, singur du-te. Dacă singur îți pare greu canonul, mergi la alt duhovnic ce te împărtășește în toată ziua. Mergi la alt duhovnic care nu mai dezleagă, ci spune că ești mântuit de mine. Nu vă oprește nimeni, dar acolo unde fiecare om vrea să se mântuiască, trebuie să alerge la adevărul infailibil al lui Hristos. Dacă curvia se pedepsește, păi pedeapsă rămâne. Dacă înjurea se pedepsește, pedeapsă rămâne. Dacă fapta rea pedepsește, rea rămâne, că nu că o vreau eu. Eu sunt un mucos, sunt un martor neputincios. Măr și eu să dau judecate la Dumnezeu și s-ar putea să mă vedeți pe mine jos și voi sus. Și să ne salutăm și să cer un vârf de apă pe limbă acolo. Zice, tu ai vorbit mult și ai greșit mult, stai la fund. Poate și așa. Se poate și așa. Dar ce vreau să vă spun? Dumnezeu nu greșește niciodată. E prea bun, prea drept, prea milostiv și prea blând. De aceea, a intra în împărăția lui Dumnezeu este a te sădi ca o floare în grădina raiului. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Livada cu flori plicești. A te împăca cu Dumnezeu nu este altceva decât a conversa cu El. A iubi pe Dumnezeu nu este altceva decât a-L dori pe El.
Nu când iubești o fată și abia aștepți să te întâlnești cu ea, să o pupi. Nu-i scrii scrisori, îți faci sentimente dinainte, cum să te porți, ce flori să iei, ce ciocolată să-i dai și cum să o duci cu zahărel și să-i povestești. Așa trebuie să faci cu Dumnezeu în timpul liber. Doamne, eu te iubesc. Uite, fac pentru tine o rugăciune. Uite, fac ca să fiu cu tine câteva metani. Uite, nu vreau să greșesc. Vreau să fiu bun, pur, calm, drept, blând. Și Dumnezeu știe asta, dar nu manifestat, nu arătat, nu văzut, nu la suprafață. În ascuns le faci, în ascuns le primești. În ascuns și fără slavă le faci, la vedere și cu slavă le vei primi. Dacă suntem creștini așa de ochii lumii, nu mai are valoare. Mie îmi pare foarte rău și o spun așa, sincer, păcat că se umple biserica duminica de oameni, dar nu se vede un progres în societate. Păcat că sunt bisericile pline de creștini și în cursul săptămânii tribunalele gem de nedreptate. Păcat că sunt pline bisericile de creștini și pline străzile de huligani. Păcat că sunt bisericile pline de creștini și pușcăriile sunt pline de oameni serioși. Asta este lipsa de credință sau faptul că însuși credința nu prinde de om. Sau faptul că faptele nu se lipesc. Rămânem cu o mână de băbuțe neputincioase care s-au trăit, s-au trezit în credință și au învățat rușinea și frica de Dumnezeu și cu alea perpetuează biserica ceva ce poate varte. Ori tineretul e nul, e absolut. S-a încercat după Revoluție să-i se dea o valoare inestimabilă. Vai, tineretul țării! Tineretul țării nu face decât să o ducă la râpă. Nu știe să se roage, vrea numai rock, vrea numai disco, vrea numai bani degeaba, vrea să nu muncească, vrea funcții mari fără să se ostenească, vrea să ajungă în rai fără să muncească, vrea să ajungă isihaști fără să se roage. Iau cursuri de isihas, le citesc și le arunc. A, o prostie, o eroare. Hai la yoga, că mai ușor te ia dracu în primire. Deci, vedeți? Ăsta e tineretul pe care ne bazăm. Nu trebuie să-i descumpănim, nu trebuie să încurajăm, dar să le arătăm că la Revoluție prea i-am încurajat și le-am dat apă la moară și acum tinerii caută să strângă pe bătrâni de gât, uitând proverbul din popor cum bătrân se cumpără când nu-l ai. Deci ce se întâmplă? Dreapta socoteală ne mântuiește. Înțelepciunea din practică ne mântuiește. Înțelepciunea din cunoaștere, nu din vedere. Când tu te-ai fript, știi cum doare. Când îi spui cuiva că te-ai fript, ăla pune degetul să vadă el ce ai fript. Ei, gândiți-vă că tocmai aici pierde teren și biserica. A, lasă baba aia proastă. Spune-i că nu-s acasă, lasă să vină altă dată, n-avem timp. Mâine, poi mâine. Apare un domn bine îmbrăcat, îngrășat, frumos, elegant. Vai, domnul, poftiți cu tare, cu tare. Căutăm la față și Mântuitorul n-a căutat la față. Căutăm la față și Mântuitorul i-a spadat la față. De ce? Morminte văruite. A fost insulta cea mai grea. Pui de vipere. Pahare goale și murdare pe dinăuntru și spălate pe din afară. Auzi ce le-a spus. Asta trebuie să vedem și noi în toată intelectualitatea lipsită de Dumnezeu. Fii cel mai mare doctor. Dacă n-ai credință, ești un mare zero. Poți să vindeci toate cazurile din lume. Începând de la cel mai greu cancer până la cea grea sida. Dacă n-ai credință, ești un mare zero. N-am nevoie de viață din mâna ta unui necredincios. Că binele nu-ți face cu rău. Să fii tu creștin credincios și să-ți aduci aminte că Dumnezeu ți-a pus talentul să tai și să cărpești și să vindeci. Dacă tu ești judecător, poți să-mi faci cea mai dreaptă judecată. Dacă ești necredincios, eu n-am nevoie de tine. Mai bine mor în nedreptate și în nădejdea că Dumnezeu nu va lăsa pe păcătos până în sfârșit și să nu-i va pieri răbdarea până în sfârșit, cum spunem Psalmul 9, decât să mă duc să-mi faci tu un ticălos nedreptate. De ce? Nu are nevoie biserica de o intelectualitate bolnavă, ci de o intelectualitate sănătoasă. Intelectualul trebuie în primul rând să-l cunoască pe Dumnezeu în profunzime și apoi meseria lui în profunzime. Și când acestea două se unesc și se îmbină, ajungem unde? Unde eram înainte de comunism. O țară cultivată, o țară elevată, plină de genii, plină de oameni de cultură, plină de doctori, plină și de filozofi, plină și de tot ce vrei, dar plină și de țărani credincioși. De ce? Când se umplea biserica de oameni de cultură, țăranii de rușine veneau. Păi bă, învățătorul e la biserică, jandarmul e la biserică, zice, procurorul și avocatul erau în biserică. Cu matră, hai că e o mare rușine. Și știau. Nici într-o biserică nu-l găsești pe primar, nici pe secretar, nici pe ministru, nici pe președinte. Și-au făcut cruce precum fac dracii, făcându-se în chip de lumină. De ce? Să-și vadă scopul atins prin prostine. Hai, dragă, să-l hotăm, că ăsta e credincios.
verigă murdară a societății și înșelăciune pe față. Dar vor pieri cei ce viclenesc, nu vor fi rab de Dumnezeu până în sfârșit. De ce? Pentru că Dumnezeu la prostime caută. Nu s-a uitat la apostoli care la foame, ci le-a spus, dați-le să mănânce, că-s flămânzi. Hai, hrăniți-i, zice, aduceți aici să binecuvintez. Și au rămas fărmături și au mâncat toate noroadele, obosite, obidite și umilite. Să fiți siguri că până în sfârșit Sfintele Taine nu vor fi decât acelor obidiți, acelor necăjiți, acelor amărâți, acelor prigoniți și acelor suferinți. Sătulul pe bogat, sătulul pe flămând nu-l crede, bogatul pe sărac nu-l crede. Asta este legea și deviza de fier pe care biserica trebuie să o condamne, fiindcă altcineva a venit și a spus o vorbă murdară, ateistă. Zice, sigur că popii, zice, trebuie să învețe să avem merenie, că altfel, zice, burghezia nu s-ar putea manifesta dacă n-ar fi oprimată sărăcia. Nu e adevărat. Din contra, sărăcia e rangul întâi și burghezia e rangul doi. De ce? Cel fără Dumnezeu moare ca șobolanul, iar cel sărac moare ca îngerul. A murit, a duce, taina vieții, taina Sfintei Împărtășanie și taina Scripturii rămân căpătâiul. Așa a spus Napoleon. Biblia este sabia de căpătâi a tuturor popoarelor și cartea de căpătâi. Deci nu umblăm noi după lucruri slabe. Ce dacă a pus un mausoleu? Sau ce dacă m-a pus în aur? Sau ce dacă m-a îmbălsămat? Ce dacă m-a făcut să nu putrez? Aia putreziciunea de aici care arde la judecată? Nu, frate! Să nu putrezesc în ochii lui Dumnezeu. Să poată Dumnezeu să privească prin mine ca printr-o lumină. Și atunci eu să mă luminez de lumina Lui și El să se reverse în mine. Și aia e miracul. Deci de nu vom face așa, spune Mântuitorul Iisus Hristos, și cu asta vreau să închei, mă iertați că am exagerat, de nu ne vom pocăi, rău vom pieri. Amin.